Este oficial, o nouă ediție a programului RAB la electrocasnice 2021 va începe în curând, în luna decembrie. Este știrea așteptată de foarte mulți români care au o nouă șansă de a schimba electrocasnicele și electronicele vechi cu unele noi, beneficiind de vouchere cu valori de până la 500 de lei. Cele 75 de milioane de lei aferente programului RAB la electrocasnice în anul 2021, 34 de milioane de lei sunt încă disponibile și vor fi alocate unei noi ediții. Deși bugetul programului a fost epuizat integral prin generarea de vouchere în ediția din lunile mai-iunie, nu toate voucherele au și fost utilizate în termenul de valabilitate. O bună parte dintre ele au expirat, iar fondurile alocate lor s-au reîntors la bugetul programului. Da, e foarte bine, ce? Dacă am ceva care nu-mi trebuie, și mă duc și mi-au un ban. Nu e o remce. Foarte bine. Chiar dacă nu e o sumă foarte mare, considerați că i-ar ajuta? Intră în buzunar un ban care și-așa o pâine, un lapte. Nu, e bine chestia. Da. Mai puțin ajută. Mai puțin. Deci credeți că nu o să-și permită nici cu acele vouchere să-și... Nu, pentru că ce, de 150 de lei și diferența până la 1000 de lei, o dă omul, dar dacă n-are servici și n-are unde lucra, de unde o dă? Așa că vine trecerea pe stradă, cum a trecut pe la mine și striga că luăm mașini de spălat, luăm mai multe la... Nimeni nu s-a dus. Înscrierile pentru noua ediție RAB la electrocasnice vor începe chiar de la finalul lunii noiembrie 2021, conform declarațiilor oficiale. Mi-o ajuta, nu știu domnișoară. Dar credeți că în situația aceasta în care se află toată țara noastră ne mai ajută acele vouchere, să spun așa? Ne mai ajută. Deci spuneți că pentru oamenii care vor să și le schimbe, să-și schimbe electrocasnicele, e un lucru bun. Da. Un lucru bun, domnișoară. Așadar, aproape jumătate din fondurile alocate sunt încă disponibile pentru o nouă ediție, pe care o putem denumi și ediție de sărbători, căci are loc chiar în luna decembrie. Pentru a putea obține acele vouchere, trebuie mai întâi să te înscrii în platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu, dedicată programului RAB la electrocasnice.